Bună ziua, stimați apicultori, dragi prieteni! Astăzi am venit în vizită la apicultorii Sate Amplian, nu-i mai zic domn. Am venit să vedem ce mai fac albinuțele la dânsul și să vă prezint remorca, pentru că nu vrem să rămânem datori, pentru că am promis ca să vă arătăm. Apoi dăm cuvântul lui. Hristos a înviat, vrem să felicităm pe toți cu Sfintele Paști și să mulțumim Dumnezeu pentru jertfa care o dată pentru păcatele noastre. Acum acolo au venit, dar au venit într-o zi deloc potrivită. Azi la noi 26 aprilie 2020. Suntem în satul Lebedenco. Aici am venit noi la Rapiță. Rapiță avem la anul acesta. În parte ce mai este o leacă. Eu toți anii vin la Rapiță, poate multă lume fuge de Rapiță, dar eu anul ăsta chiar am fugit din sat de atât că tare ne-au murit albinile. Avem niște livezi de mieri, lumea a stropit și am avut chiar mortalitate tare bine, mare. Aici am eu, poate să prezentăm mai târziu, o cutie de banane care o pun sub ștubiei și văd care cu cât albină cade, cât mortalitate. Am înțeles că la alții pun o pânză albă, ceva, așa înainte la ștubei. E de dorit pentru apicultori să aibă așa, ca să vadă, dacă s-o stropi ceva, să iei repede a măsuri, ca să plece în altă parte, sau să vadă totdeauna sub control, să ții mortalitatea. Că n-a să găsim niciodată vreo dreptate, sau n-a să, până n-a să avem noi grijă de noi însăni. Remorca care am făcut-o de la aproape de la zero, era o remorcă lungă, cineva a văzut-o în filmări acolo unii lângă câine. Acum eu am făcut-o primul an, vreau să trec la 10 rame. Nu e nimic complicat sau eu știu, dacă așa să o arătăm, e tăiat o remorcă, asta la noi se spune de tip românească, care fără cerc, cu ac, fără care se întoarce. Eu nu știu cine o face, o făceau mai înainte România, e tare de mult. E tăiată în jumătate, lungită, două șfeleri 14 și altul de 12, încăptușate unul în altul, sudate, plus niște buloane de rezervă. Și aici merg 16 bucăți cu o leacă de loc între dânsele. Poate cu timpul o să facem ceva care să apucăm cascuri și să ridicăm în sus, de atât am lăsat mai mult, mai larg, mai lărguț. Și rândul din, arătăm rândul din mijloc, care o jumătate se duce în partea dreaptă, unul în partea stângă, plus două picioare. Unul mai de nădejde și unul așa mai la noi de siguranță în caz. Și are remorcă, comod aici. Sunt două trube, se pun, se instalează scândurile din cap până în capăt și așa lucrăm pe dânsle, sus lucrăm. E ușor, e pur și simplu făcute la mine, ca să arătăm și celelalte remorci, e tot așa făcute plus minus, ca scândura nu am la fiecare remorcă, dar de aici am luat-o și am pus-o acolo. În privința la cântar, ce vreau să spun, e de dorit să aveți cântar și să vedeți ce aduce. La noi a fost, noi asta azi e a patra zi. Prima zi a fost 4 kg, ieri alaltă 4 kg, ieri a fost 3 kg. Ieri a început să bată vântul. Vreau să spun, am avut zile, două zile foarte bune. Asta alaltă ieri și mai alaltă ieri. Și azi nu știu, că azi e vânt foarte puternic. Noi suntem aici pe jos, nu brepate vântul. Asta ce ni poți pui pe pauză și filmăm. E ca așa, sunt două scânduri, mai am una, puteți sunt trei, aici sunt niște trube aici care se pun, nu știu, sau cum se pune, care vine în caz de... Și eu de aici am lucrat la remorca asta, le-am luat de aici, le-am pus acolo. De asta să te folosesc cu asta. Și cu asta e tot. Stăm la Rapiță, dezvoltarea merge bine. Anul ăsta împotriva la roit, v-am spus că am probleme cu roitul. Ce fac? Eu câte din fiecare stubie, de acum aici s-a început, care mai puternic, o ramă cu miere de aceea, cel mai pline, două cu puiet și începem să facem roișoare sau atvoci, cum zice, ca să li
li stopăm din dezvoltare. Și, eu știu, poate de arătat deasupra ce e. Hai, arată de acolo. Albi. Pune... Pauză. La care albi? Hai ca așa noi punem și uităm mortalitatea. La moment sunt mai puține, dar dacă ne uităm și pe jos, careva zile, tare, tare mult au murit. Și așa vedem, elea care vin, care vin otrăvite, păi de-abia ori pe urdiniși, ori în timpul nopții elea să cadă înapoi. Care mor în câmp, elea mor în câmp, sau de bătrâneți lor mor undeva în câmp. Dar niciodată nu ori să vii el înapoi și ori să moară în stup. Numai dacă, de exemplu, nu e timp de zbor, atunci am mor. La cel de 12 rame, ne-au uitat în magazin acolo, nu s-au ridicat. Să ne uităm la este de 10 rame, poate aici am arătat ceva mai frumos, că acolo nu era ce de arătat. Zburat albin, zboară frumos. Ori că e frig, ori nu s-a ridicat acolo în magazin. Da, așa să ne uităm aici dacă vedem ceva, ia ca tot rândul ăsta care o suferit anume de ei. Poți filmezi, uite, albina care e moartă, asta toată cu albina, eu am venit de acasă, care au fost otrăvite de acasă. Uite aici, ia. Vede, uite. Acasă au fost cu pumnile puteți ei. Aici mă uit că e mai puțin. Și da, să ne suim pe remor, că suntem anume eu pe rând ușor. Uite, avem de ce m-am plăcat. Aia că asta scrisă de acasă încă, că albinii, multe albinii moarte. Dacă ne uităm ce vedem noi în sus aici, toate că e slăbuț, aia că a început el să ridice. Dacă s-a pus cu magazine mai sus și a început alea să ridice. Stai că elea nu se iau cu tot, vopsite sunt noi și de atâta se iau cu tot. Hai să-i sâi mai slăbuț, îl lăsăm în pace. Ia de el, așa nu se ieși. Ia-l în pace. Hai, fără de el la o pace. Dacă aici situația e mai bunișoară, s-a ridicat bine. Aici s-ar putea fi pus și a doilea cat, mai spre sfârșit săptămâni. Ia să ne uităm următorul. Ce avem aici? Aici tot s-a ridicat alea puțin în sus. Nu e tare situația foarte, foarte bună, dar la moment asta e situația. Aici ce avem? Aici e gol pustiu. Opa, nu-l luat fânt. Cu asta, pinota, aveți grijă de albini, aveți grijă de voi. Nu avem la moment cu ce bine mult să ne lăudăm, dar asta e situația. Aveți grijă când nimeni n-a să aibă grijă de albinii voastre sau agricultorii, când ori să stropească. Fiecare agricultor se uită sămânța lui să iasă, dar noi trebuie să uităm de albina noastră. Vă doresc succes și încă o dată sănătate. Hristos a înviat!